Salutare! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi începe o nouă serie de videoclipuri pe acest canal și anume voi începe o serie cu ceea ce mănânc eu timp de mai multe zile. Vreau să vorbesc, o să detaliez mai mult în zilele ce vor urma. Vreau să încep să mănânc prima masă la ora 12. Este ora 12, iar eu mi-am pregătit aici prânzul. De dimineață nu am mâncat nimic altceva, doar mi-am făcut o cafea din care am băut câteva guri. Iar acum o să mănânc prânzul. Mi-am pus aici o felie de pâine, roșie, castravete, ceapă, avocado și ardei gras. Am mai pus o conservă de ton în suc propriu, puțin oțet balsamic, sare și lămâie și asta e tot ceea ce... Ce am pus la această salată, acesta va fi prânzul meu de astăzi. Voi mânca undeva pe la ora 3 ceva fructe, nu știu încă ce o să aleg. Iar pentru seară o să fac niște paste cu hribi. Dar vă voi arăta și ce voi mânca la cină, dar am zis să vă anunț că voi începe o nouă serie în care să vă arăt ce mănânc timp de mai multe zile. Este ora 8 fără 20. Eu mi-am pregătit aici cina. Am mai mâncat la ora 4 un măr, cam un măr și jumătate, pentru că am mai rămas o bucățică cam așa de la Philip și am băut un ceai, în rest am băut doar apă. Aceasta este cina din această seară. Am făcut paste cu hribi, ciuperci dintre acelea de pădure. Ce am pus? Am pus niște ceapă, unt, ulei de măsline, usturoi, ciupercile respective, niște smântână lichidă la final și parmezan. Nu sunt de dietă, clar. Nu sunt de, nu știu, de slăbit neapărat, dar v-am spus că o să mănânc normal, doar o să respect acest program de mâncat. Și cam aceasta este cina mea din această seară. Mâncăm rapid și apoi ieșim afară. Ne vedem mâine, pentru că astăzi nu voi mai mânca nimic. O să beau doar apă până la culcare. Prânzul de astăzi mi-l iau în natură, suntem ieșiți la pădure și am să mănânc un sandwich dintre acesta cu pâine integrală și semințe, da. Am pus în el cremă de brânză, castravete, șuncă, cașcaval și cam atât și am să mănânc și castravete, roșie, da, șuncă. Vrei să papi? Cina din această seară este aceasta. Nu aș fi avut niciun rost să nu să vă spun că am mâncat altceva sau să nu vă arăt ce am mâncat, atâta timp cât am hotărât că vă arăt ce mănânc. Este KFC, nu am mai mâncat de foarte mult timp KFC, nu mi-aduc aminte când am luat ultima dată. Așadar, avem aici cărniță de pui, roșie, castravete, cartofi. Iar aici am pus ketchup, un pic de sos dintre acela de maioneză, iar aici am sosul acesta de hrean pe care l-am cumpărat zilele trecute. Și aceasta va fi cina mea din această seară. Nu am mai mâncat absolut nimic de la ora 12, este aproape 7 ceasul. Mănânc asta și apoi doar apă până mâine la ora 12. Bună ziua! Am revenit cu prânzul de astăzi. Este ora 1 aproape. Nu am mai mâncat absolut nimic de seară. De la ora 7 fără 20 era când am luat eu cina. Am făcut aici o ciorbiță de legume. Am pus cartof, morcov, ceapă, dovlecel, fasole verde, suc de roșii și la final mi-am pus aici o lingură de iaurt grecesc dintre acela de la Philip. Am să mănânc cu o felie de pâine integrală, iar aici am ardei dintre aceia iuți în oțet, foarte, foarte buni sunt. I-am cumpărat, nu am desfăcut încă borcanul pentru că nu am avut ocazia să-i mănânc, i-am cumpărat acum 2 zile. Și aceasta va fi prima masă a zilei, cam așa arată ciorbița mea, am pus și puțin mărar. Să fiu sinceră, mi este foame, am băut cred că vreun litru de apă de dimineață. Nu am ronțăit nimic, nu am mâncat nimic, nu, efectiv, mă țin foarte bine de treaba aceasta.
Am să mănânc acum, este aproape 1 ceasul, am să mănânc de prânz cum ar veni, după care la ora 4 sau nu știu. Din nou am microfonul cu mine pentru că nu știu, am o problemă cu difuzorul la telefon. Pe la ora 4 vreau să mă culc și eu cu Filip și când ne trezim pe la ora 4 vreau să mănânc niște pepene de la frigider. Iar apoi la cină mi-am propus să fac niște dovlecei la cuptor, dar o să vă arăt. Momentan așa arată prima mea masă a zilei. Am terminat de mâncat prânzul, dar vrem să ne luăm un desert, un mic desert, așa că bineînțeles o să merg pe ceva sănătos. Am aici un baton deștept de nucă cu coacăze și zmeură, vegan, foarte, foarte ok la ingrediente. Am să-l mănânc împreună cu băiețelul meu, Filip. Am terminat de mâncat, dar mi-este sincer poftă de ceva dulce, așa că am să mănânc acest baton. Salutare! Gustarea mea de astăzi este ora 4. La gustare o să-mi termin de băut această cafea cu lapte pe care mi-am făcut-o. Iar aici am pepene de la frigider. Mi-am tăiat o felie și mi-am pus-o aici pe farfurie și aceasta va fi gustarea. O să mănânc cina undeva pe la ora 7 astăzi, cred. Salutare! Este ora 8, așadar este ora cinei. Destul de târzi, aș spune, însă nu foarte multă treabă și nu am reușit să pregătesc cina mai devreme. Oricum voiam să iau cina în jur de ora 7, dar nu am reușit mai devreme. Cina din această seară. Avem aici salată, roșii, castraveți, ceapă, o lingură de ulei am pus la tot bolul de salată și sare. Aici am o pastă dintre aceia de hrean. Telemea, iar aici am făcut niște dovlecei, i-am tăiat batonașe, i-am dat prin ou, prin făină și apoi prin pesmet, i-am stropit foarte, foarte puțin cu sare și i-am dat la cuptor. Și acesta este rezultatul, arată foarte bine, am gustat salata, am gustat și dovlecelul, sunt super, super bune. Iar aici este porția băiețelului meu, i-am pus și lui, nu știu dacă o să mănânce el foarte... Foarte mult, iaurtul o să-l mănânce sigur, i-am tăiat batoanele de dovlecel ca să se răcească pentru că abia le-am scos din cuptor. I-am pus și lui salată și o bucată de brânză. Și asta vom mânca în această seară la cină, după care gata, o să beau doar apă și ne vedem mâine la ora 12 sau să vedem când o să mănânc 12:01, dar cu siguranță până la acea oră nu o să mai consum nimic. Bună! Prânzul meu de astăzi, prima mea masă de fapt de astăzi, astăzi este vineri. Am tot ciorbiță pentru că am fost plecați de dimineață, am mers cu Filip la tuns. Nu avea rost să mai gătesc, deja este aproape 1 ceasul, ne-am întors de vreo cam o oră, i-am făcut lui Filip duș, am făcut curățenie în dormitor. Și am ciorbița aceasta. Noi pe weekend nu suntem de obicei acasă, așa că ar fi și păcat de ea să o las așa să se strice. Așa, la prânz avem tot ciorbiță, la fel ca și ieri am pus o lingură de iaurt grecesc. Iaurtul grecesc pe care îl folosesc este acesta. Am aici și porția lui Filip, iar aici am o bucată de colac, cred că așa îi spune, și am să mănânc cu această bucată de colac și aceasta va fi... Și era să uit, bineînțeles, cu ardei iute și aceasta va fi prima mea masă a zilei. Pentru diseară, nu știu, să fac o salată sau ceva, încă nu știu. Foame nu-mi este ora 1 și nu am mai mâncat nimic aseară, doar că am mâncat destul de târziu, am mâncat aproape de ora 8. Așa că, da, nu-mi este foame, dar o să mănânc acum, după asta o să-l pun și pe Filip la somn, am destul de multe treabă, așa că da. Prima mea masă pe ziua de astăzi este aceasta. Ciorbiță de legume. Da, mama. Ciorbiță de legume, cartof, ceapă. Cartof, ceapă, morcov, ce am mai pus? Dovlecel, fasole verde și cam așa arată ea.
Vă doresc și vouă o poftă bună și ne vedem la cină. Este ora 7 și am pregătit cina din această seară. Este vineri seara. Aceasta va fi cina mea de astăzi. Piept de pui făcut în tigaie cu foarte puțin ulei de măsline, sare, piper, brocoli pe care l-am fiert, după care l-am tras puțin cu unt în tigaie după ce am terminat cu puiul acesta, humus, care este pastă de năut, pastă de tahini, lămâie, sare, ulei de măsline și apă și un cățel de usturoi. Iar aici am niște cartofi pe care doar i-am fiert. Deci nu au nimic altceva decât sare și sunt fierți. Neam, neam, neam. Aceasta va fi cina și Didi are, da. Și aceasta va fi cina mea din această seară. Nu am mai mâncat nimic, nu am mai avut decât... Pe la ora 5 mi-am făcut un fel de cafea cu gheață în care am pus și o linguriță de zahăr și lapte și am considerat că este suficient. Îmi este foame, sinceră să fiu. Cred că o să-mi pun și niște ardeiuți aici lângă. Dar da, aceasta este cina din seara aceasta. Este ora 7, nu știu dacă am mai spus, dar este ora 7. Mi-am pus acolo câteva ardeiuți și acolo puțin sos dintre acela de hrean, ca să fiu corectă până la capăt. Da, o să pun și niște lămâie peste brocoli, peste pui și gata. Aceasta e cina. Bună! Frige! Bună ziua! Este ora 1, este luni. Ieri nu am filmat nimic din ce am mâncat, pentru că nu am filmat nimic din ce am mâncat. Am pus în vlog ceea ce am mâncat. Am ieșit cu familia la pădure și am făcut acolo o mâncare. Am avut cărniță, legume, cartofi. Am mâncat așa câte puțin din toate și chiar a fost destul de bine, pentru că nu am exagerat cu mâncarea și am avut și minus la cântar după ziua de ieri. Dar ieri, nu, după cum am spus, nu am filmat, așa că astăzi revin. Cred că astăzi o să și închei ziua videoclipul acesta de cu ce am mâncat. Cred că este deja destul de lung, așa că o să-mi finalizez cu ziua de astăzi. Mi-am pregătit aici, nu am mai mâncat nimic de aseară de la ora 7, nimic, nimic, nimic. Mi-am pregătit aici prima masă a zilei. Pe o foaie dintre aceia de tortilla wraps mi-am făcut o omletă și mi-am pus... Am făcut omleta, după care am pus foaia aceasta de tortilla wraps. Am învârtit-o pe cealaltă parte, am pus în interior avocado și puțin parmezan. Iar aici am castraveți, doi castraveți și ardei dintre cei aiuți murați. Și aceasta va fi prima masă a zilei de astăzi. Cred că o să mănânc și o gustare mai târziu, o să mănânc pepene pentru că am pepene piersici. Așa că da, momentan îmi iau prânzul, să știți că nu mi-este foarte foame. Deja m-am obișnuit cu programul acesta, mă simt destul de bine. Mai am momente în care mi-este foame, recunosc că am uneori momente în care mi-este super foame. De exemplu, sâmbătă seara am mâncat pe la ora 6-7, nici nu mai știu cât era. Și m-am culcat la 2:30 noaptea și sincer mi era foame, dar nu am ciugulit nimic, m-am ținut de treabă. Acum am să-mi iau prânzul, am să-mi fac și o cafea sau un ceai, am să beau și apă, am să încep să beau și apă pentru că nu am băut decât un pahar cu apă de dimineață. Și îmi văd în continuare de treaba mea, iar de seară încă nu știu ce o să pregătesc la cină, dar oricum o să vă arăt și vouă. Momentan aceasta este prima masă. Am aici gustarea mea de astăzi, este ora 4, nu am mai mâncat nimic, bineînțeles, de la ora 1 cât era atunci când am luat prânzul. Aceasta este gustarea mea de astăzi, pepene și o piersică. Nu m-am putut hotărâ între cele două, așa că am ales să le combin. Am aici o piersică și nici nu știu, o felie și jumătate cam așa de pepene. Și aceasta va fi gustarea mea de astăzi. Eu nu știu încă ce o să mănânc la cină, dar o să vă țin la curent. Este ora
7:30 seara. De când am vorbit cu voi de la gustare, nu am mai mâncat nimic și am pregătit cina din această seară. Am aici cartofi noi. Cartofii noi sunt atât de buni, au ieșit super buni. Mușdei de usturoi pe care l-am pisat cu sare. Am pus o linguriță micuță de ulei. După asta am pus un iaurt grecesc și apă și atât tot. De obicei, mama face mușdeiul cu ulei, însă iese foarte bun și așa. Eu am încercat să nu pun foarte mult ulei, mai spre deloc, pentru că cartofii sunt prăjiți. I-am făcut în ulei, îmi era super poftă, așa mâncam când eram acasă la ei mei. Tata făcea cartofi dintre aceștia mici, crocanți, cartofi noi, așa că aceasta va fi cina din această seară. Am aici și mămăliguță și abia aștept să mâncăm. Am pus la toată lumea, bineînțeles, și acum îmi dau seama că am și niște chefir, așa că o să beau și un pahar mic de chefir. Și atâta tot pentru această zi, dar o să închid și clipul acesta aici. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe acest canal. Iar noi ne vedem în clipul următor, să-mi spuneți dacă să mai fac sau nu clipuri de genul acesta. Eu am încercat să vă filmez cam tot ce am mâncat în ultimele zile, cu excepția zilei de ieri, care v-am spus, v-am povestit ce s-a întâmplat, am fost plecată, nu am reușit să filmez doar ce am mâncat. Și ziua de sâmbătă de la prânz, când am mâncat niște ciorbiță și niște varză dulce făcută de soacră mea. Acestea fiind spuse, am să închid acest clip aici. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!